Mașina secretă din San Andreas, ești nebun? Uite cum arată! Ok, e plouă afară, iar noi continuăm seria cu GTA San Andreas. Mergem la Uzi, vă amintiți de frățiorul ăla, Chior Miop sau cum o fi din episodul precedent? Care, de fapt, cred că se făcea că e Miop, n-am mai știu. Da, mergem tot la el, vedem care e schema cu povestea în continuare. Let's see. Bă, iarăși ăla de face ca ursul, ca porcul. Deși că eu trebuie să merg într-o mașină și să fug undeva pur și simplu ca să duc în spatele meu niște pârnăi. Dar nu știu, nici nu prea să văd pârnăile alea, ci că vor să-l asasineze pe ăla de e gras și papă multe sarmale după Crăciun. Vor să-l omoare că e o big gun. Cap coadă, sus jos. Vor să-l omoare, iar noi ca să-l salvăm, ci că îi luăm din urma noastră. Că, ci că vor veni și din urma noastră? Că vor și pe noi să ne omoare sau să ne omoare, să ne omoare. Sau ceva de genul. Let's go. Nu prea știe wow să conduce pe San Andreas, sincer. E mai grele cu condusul, dar... Mamă, credeam că trebuie să fac câțiva metri acolo, dar am mers pe toată mapa cu această mașiniță minunată. Și ce se întâmplă? Ăștia... Cred că ăștia sunt tipii de care vorbeam. Deci pot să-i omor pe ăștia dacă e... Pot să-i omor, nu? Da, pot să trag. Aia zic. Minus 1, minus 2, minus 3. Și s-a zis cu ei, păi ăștia trebuie să apăs pe E și la fel îi... Așa, s-au dus pe pielii. A, să nu-i las să mă vadă în... În asta, în... prin geam sau chestii că... Ei cred că în mașina asta se află tipul ăla gras, pe care de fapt ei vor să-l omoare. Iar dacă vor sta să se uite în geamuri, vor vedea că nu e el aici și sunt doar eu și tot cover-up-ul ăsta se va duce pe Pili. Eu sunt de... foarte mult de ei. Știu, au să conduce mașinițe în jocuri, măcar dacă în realitate nu. N-am făcut bine ce am făcut aici sau... Mă simteam Fast and Furious. Păi și acum stau și mă umesc puțin. Uite cum arată jocul ăsta normal de era San Andreas-ul. Și cum arată, gen, nu am jucat varianta Definitive Edition sau cum o fi de a ieșit nouă noiembrie sau când a ieșit. Uite cum arată asta și cum arată aia, ești nebun. Nu la... nivel de orice chiar, dar overall mult mai bine, mult mai realist și chestii arată asta decât arată Definitive Edition, sincer. A făcut o treabă bună cei de la Rockstar, dacă e. Sper să-și repare greșeala și, nu știu, e să scoată următorul joc, un remake sau ce ori face ei următoarea dată să fie ceva super tare, super bun. De altfel, li se duce cam renumele de super mega companie de jocuri care face mereu ceva wow. Ok, am ajuns unde trebuie, let's see next. Mamă, dar uite cum arată volanul. Aolo, bine volanul ăla. Zici că l-a desenat pe hârtie, l-a tăiat și l-a pus acolo. Foarte bine arată. A, deci abia acum la final, că și-au dat seama că ăla nu e aici. Și abia acum s-a dus la Chinatown, unde era de fapt gresuțul ăla. Dar deja nu mai are sens să meargă acolo, fiindcă l-a plecat și a fugit. So, ne-am făcut treaba, să vedem ce trebuie să facem next. Deci, singurele misiuni momentan pe care le am sunt alea de la, acolo se vede cu albastru, de un cap de schelet ceva, de cimitir, de whatever. Și deja W la Uzi ăla, domnul Miop, care nu e Miop. Ok, suntem back la Uzi. Să vedem ce mai dorește frățiorul nostru și după dacă ei mergem la cap de schelete. Ne jucă pe PS5. Care nu costă 100%, 200% peste prețul normal. Ce ne jucăm, nou Spider-Man sau ce ne jucăm acolo? Și uite-l, se joacă jocuri video ăsta, dar e Miop, e Chior. Bă, nu vezi dacă te joci jocuri video, adică, come on. Și ne-a și bătut. You need more practice underwater before you can... Ce e underwater? Sub apă? Ce sub apă, bă, băiatule? Trebuie să mă joc jocul video mai bine ca să-l bat și pe ăla sau care-i schema, că nu înțeleg. Lau, cine ți-a furat permis, bă? Ia vezi pe copila și zici că-i de ăsta de pe Brawl Stars. Se rotește, s-a supi-supi că l-a lovit, ia vezi-l. De bă, s-a dus ăsta la mama naibii. Se va întoarce după mine, nu? S-a supi-supi copilașul pe drum. O să vedem bărbatul cu mustață. Și bărbiță, e sensual ca și mine. Ăsta e un mușchiu prost de care vorbeam. Bă, ne are de prost ăsta. I-aș da un deget în nas, să-l învăț minte. Dar mie că o să-și lase, o să-și... lase mucii pe la mine printre unghii. Jet Ambush Van. Deci un van oarecare a picat în ambuscadă ceva și noi trebuie să mergem să-l salvăm sau whatever. Bă, iarăși, uite, whatever și so on. Mi-am format două ticuri arbale noi. Nice, trebuie să scap de ele acum. Să le scot cu cărligul, nu știu. Frumoase păsări. Și ele au fost desenate pe foiță după tăiate și aruncate în zbor. Sorry, te-ai dat în spate, n-am vrut să te cald, dar tu ai vrut-o. Ok, am ajuns, cred. Ce au în spate? Păină, bă. Vor să coacă pâine, iarăși. Bă, dar se coace pâine la greu în jocul ăsta, ești nebun?
La greu se coace pâinea chilea. E atât de scumpă făina că trebuie neapărat ăștia să o fure. Trebuie să-i prind pe ăștia să-i bat așa puțintesc să trag prin ei, cred. Nu? Cred că așa trebuie să fac. Dar sacul cu pâinică, ce se va întâmpla cu el? Și next unde găsesc pe aia? Pe toată mapa? Nu puteau să stea măcar împreună? Se găsesc pe toți în același loc? De ce vă plimblați așa? Ce nu stați de mânuță ca frățiorii? Deci prin puterea prieteniei și so on. Să mă rupeți pe picior. Tipul multi mega kill, mi-a plăcut. Hello? Hello? Bam, a curs toată făina de acolo deja. Ești nebun la cap? Nice. Deci a trebuit să mă urc pe motocicleta ăluia ca să iau făina de data aceasta. Altfel nu mă lăsa, dar îmi place mai mult biciclențul ăsta, sincer. Stylul ăsta, așa, parcă e mai savage așa. Am pilat eu mai mult așa. A, uite-l pe ăsta e aproape. El vine spre mine, băi, ia vezi. Oh! Oh! Say what? No, mi-a scos, de ce mi-a scos? Mi-a dat pumnul în mână în loc. Mi-a dat pumnul în mână. Deci, m-a dat jos de pe bicicletă, eu credeam că am armă și am vrut să trag în el ca să nu ia package-ul ăla cu făină și să se urce înapoi pe bicicletiu. Dar nu aveam arma în mână, de ce nu aveam arma în mână, nu înțeleg. Frățiorul, vino încoa! Nu se fuge de mine, știi? Mai trag mult acolo? Ok, 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 mai bine așa. Upsi. Ia package-ul. Ok, din păcate am dat fail data trecută. Pentru că s-a trezit un domn polițist foarte de treabă de pe drum de nicăieri. Să-mi dea un cota în gură, să-mi scoată din rădăcină doi dinți. Și să mă bage la pârnaie. So, a trebuit să fie fail și să o iau de la capăt. Dar e bine, totuși mi-a rămas iarăși doar un dăsta cu biciclențiu. Să nu mai sară un polițist de după colț. Și să mă bage din la pârnaie. Pun cota în gură și restul tu e bine. Uite, ăsta sare pe aici. Bun, și acum trebuie să am luat toate pachetele și le ducem, nu știu unde le ducem, dar le ducem undeva. Asta este cert. Cred că la babușca, acasă să facă pâine, să coacă pâine, ca să aibă ce mânca nepoței. Respect plus again. Mai fac o misiune de la asta dacă toți sunt aici. Mică Torreno, asta ne desconsideră ca personalitate și nu-mi place mie asta, însă... Dacă avem misiunea la pârnaia asta, facem. Acum spune că sunt un erou, ia vezi. Nu mai sunt o pereche proastă de mâini și mușchi și tot ce trebuie. Ok, deci apare misiunea asta, are la fel legătură cu... A, nu pot să... Are legătură la fel cu făina din misiunea precedentă. Bă, și unde trebuie să merg? A, uite, mi-a arătat acolo. Nu-mi plac misiunea pe timp în general în GTA-uri. Am mai vorbit. Dar aici, din ce țin minte, parcă nu era atât de nasol cu timpul. Mai nasol era în Vice City. Și sper că mă descurc acum. Dar mergem să-l salvăm prin oarecare Mike, care la fel a avut legătură cu venul ăla cu făină. Nu știu dacă a copt deja pânică bunicuța, mamaie, tataie și toți și tot familionul, dar bine, aproape am ajuns, dar îmi sare o rotiță sau ceva și să-i busy. Mamă, acum trebuie să merg în altă parte, ești nebun. Fii acolo într-un minut, Mike, sigur vom fi acolo într-un minut, Mike, mai ales că umblă rotițele la mașinița aceasta, sigur o să fim acolo într-un minut. La aeroport deja, really, bro? Mi-e frică, adică conduc eu, nu e bai, dar nu știu cum am lovit mașinița aceasta de umblă toate roțile. Mi-e frică că rămân fără și nu pot să schimb mașina. Bun, hai, dacă nu e nici la aeroport, ne-am dus. Ok, deci the stronger the signal, vom fi mai aproape de Mike. Signalul era mai strong undeva mai prin spate, cred. Uite, din ce mă depărtez din zona aia, e mai stab. Cred că trebuie să intru acolo în parcare la aeroport. Sau e venul ăsta? Nu e venul ăsta? Nu e ăsta venul? Nu e pe acelea. Come on, dude. Unde-i pârnaia aia de... Bine, bă, să-i trag și eu așa puțin la joale. Ține-i. Dar moare ăla. De ce nu trebuia să trag în el? Ăla trăgea, era tot bine. Că dădea toate gloanțele în ven. Am tras eu, explodează, gata, moare ăla. Super tare, îmi place mult jocul ăsta. Ok, hai că începem din nou acum. Să-i prindem pe băiețași. Și cum îi prindem? Mă bag în fața lor și încerc să-i om. Ieși, fă, din mașină. L-am murit ăla? L-am lăsat undeva? Unde l-am lăsat, bă, pe ăla? De ce mi-l arată în spate? Nu înțeleg. What? De ce mi-l arată la mama naibii în spate? Nu înțeleg. Știu cum se rezolv. Și s-a rezolvat. Oameni, am făcut misiunea super ciudat. Am bugit și jocul. Am hăcuit jocul ca să fac misiunea asta până la urmă. Cu coduri, cu de toate, cu zburat, cu nezburat.
că nu mai aveam răbdare, sincer. Dar e bine. L-am salvat, mi-am dat sufletul la demoni ca să-l salvez și el încă mai ține pistolul ăla de jucărie țintit spre creieraș. Creieraș pe care nu i-am. Destroy the van? Easy, boy! Bam, gata, tată, s-a rezolvat. Hai să mergem. Mișcă oponețul. Bine, am ajuns unde trebuia, cred. Doar că limuzina s-a transformat în mașină. Ok. Bine, Carl Johnson, you did good today. Am făcut bine azi. Mersi. Am încercat, mi-am dat silința, mi-am dat sufletul. Mergem la Uzi. Să fixăm ochii, să vadă mai bine again. Și să vedem dacă putem face acum misiunea aia sau nu. Ah, bă, abia acum mi-am dat seama ce trebuie să fac aici. Deci trebuie să not mai mult pe sub apă ca să fac gain la skill și să pot face misiunea asta. Hai să mergem, să învățăm a nota atunci. Dar by the way, vreau să merg și la chestia aia roșie. Vedeți acolo pe mapă frumos, în stânga. Mergem și acolo și după, dacă nu e nimic acolo, ne ducem, mergem să notăm puțin, să învățăm. Dar de fapt, stai, că aici nu era nimic, nu? Outrider, ia să vedem că e misiunea aici totuși. Partner, Juicy, cine e Juicy? Habar nu am. Ok, bine, trebuie să-l întâlnim pe T-Bone. Mi se pare că era ăla, de fapt, unde făcea misiune mai devreme, la capul ăla de schelet. Și că ne așteaptă într-o mașină undeva, mergem la el și vedem care e schema. Ok, am ajuns. Ia să vedem ce vrea frățiorul. Dar nu trebuie el să fie mașină? Cumva? Ce se întâmplă facilea? O să era băiat de treabă cu noi, nu? Pentru ce ne lucrez? Pentru nimeni. Întoarce-te și uite-te la mine, ia să vedem. Uite, bă, cum ține pistolul ăla în mână, ești nebun? Foarte tare arată. A glumit cu noi sau ce a făcut? Mâncaia. Urâte glume. Drive to the advanced location. Hai să mergem, nebuni ăștia, se joacă cu armă. Or să-mi zboare creierași. Dar sunt prea frumos, prea tânăr, prea echipă și ca să mă. Nice. Get out and grab a bike. Cu bicicleta îmi place mai mult să merg cu bicicleta decât cu mașinița, sincer. O să iau bicicleta pentru că eu am vrut așa, nu pentru că tu mi-ai comandat. Ah, dar am nevoie și de... Cred că am nevoie de sniperul ăsta dacă stai aici, nu? Hai să luăm atunci. Ce fac? Trebuie să merg cu ei sau merg eu acolo la alea roșii instant? Ah, pe ăștia trebuie să-i bat. Hello, my friend, ce faceți? Țineți câteva din astea așa mai drăguțe. Bam, bam, bam. Clear the next roadblock. Ah, ok, deci eu trebuie doar să merg în față și să mătur strada că s-a prăfuit prea mult. Am înțeles. Hello. 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 Nu vor să mă salutești. A, s-a mai ieșit cineva pe aici? Oh, îmi cer scuze, băieții. O secundă. Gata. Ah, băiatul, îmi cer scuze și de la tine. Pare rău că v-am deranjat. Șeful a spus că avem mult de lucru, mult de măturat străduța aceasta, să fie curată, clean, clean, clean. Curățim și părticica aceasta. E prea murdară. Make the shred of van guess in the destination safely. Acum să merg lângă van și să am grijă de el. Am înțeles. A ajuns și la destinație, frățiorul. Made it, baby. Gonna be all over the spot real. Așa. Mission pass, respect plus again. Am misiunea la tempete acum. Mi-a apărut misiunea aia la cela la tempete, așa e. Bă, nu înțeleg care e faza cu notatul sub apă. Gen, uite, apăs, se scufundă. Dar nu stă să noate sub apă, vedeți? Scoate capul afară și noată normal. Îmi spuneți, vă rog, voi care e faza. Poate trebuie să fac misiuni în continuare, uite, acolo și de la cât de la tempeti. Și o să învețe el, gen, la un moment dat să noate sub apă singur sau ceva. Că momentan nu pot. Îl fac cum am găsit și pe net că trebuie să faci, dar nu prea știu. Îmi spuneți, vă rog, în comentarii. O să merg în continuare să fac misiunea de la tempeti și... Nu știu, poate să fac totuși misiunea asta mai încolo în episod. Cu notatul sub apă, dar habar nu am momentan. Next, am venit de la misiunea de la Tempeti. Totuși, să vedem care e schema. Frățiorul Tempeti Tampitu. Nice to see you, baby. Deci totuși ne șantajează cu frățiorul nostru, sweet. Că e băgat la pârnaie, să răcuțul de el. Un anume jurnalist vrea să atenteze la autoritatea lor și probabil vor să-l învățăm minte, cică. Să-l scarpin sub unii. Să nu-l mai doară, să doarmă bine la noapte, așa o să-i fac. A, cu sniperul trebuie să luăm, sniper rifle. Și că ascunsă undeva pe acilea. Maleu, ce mașiniță e asta, dude? Mașina secretă din San Andreas, ești nebun? Uite cum arată. Mi se pare că am mai văzut o singură dată, doar că n-am putut să o iau, fiindcă eram în mijlocul misiunii. Uite-te cât de bine arată, nu știu, mie îmi plac mașinile de genul general. O să pun acelea în gărăjuț. O să o las și o să salvez. Dar de unde salvez? Că sunt în mijlocul misiunii. Hai că salvezi tu dacă e. Dar o să o las aici oricum.
Nice, super bine arată mașinița. Ok, misiune cu trenul. Puțin, puțin deja viu așa. Ok, deci a ajuns ăsta în stație, cică. Nu trebuie să stau prea aproape de el, am înțeles. O să merg cu mașinița pe acelea, fiindcă până la urmă am dat fail data trecută. Am murit așa puțin. Și acum o să merg cu mașinița după el, sincer. Pentru că nu vreau să pierd această mașiniță. O să pierd, pentru că nu poate să ridice dealul mașinița. Dar din păcate va trebui să las mașinița în spate. Dacă cineva își amintește ce a fost aici, în zona asta, băieți, numește inimioară. Nu că ați avea mare nevoie de ea, dar... Dar fiind azi, dacă și cineva s-ar aminti ce se află acolo și ce s-a întâmplat în zonița aia, un pic mai bine ești nebun, că de mers ea singură nu merge, dar de împins merge, de împins. Nu, te duce înapoi! No, mașiniță! Deci el acum trebuie să urce, să își bage bobonețul într-un taxi și eu trebuie să-l urmăresc, dar am dat de două ori fail și că m-a văzut, dar eram la 5 km distanță de el și nu înțeleg care e schema! Că dau rage. Deja așa pe final s-a făcut și noaptea afară. De când filmez. Ok, uite mașinița. O să stau cât de departe posibil de aici, nebun. Dacă și acum dau fail, dau rage și închid episodul și cam atât pe azi. Ha, de fă. Că n-am toată ziua la dispoziție. Și care e chestia cea mai ciudată? Cât am dat fail de alea două ori la spucometrul ăsta, care ar trebui să mă arate când mă apropii prea mult sau când mă vede sau chestii de genul, nu mi-a arătat nimic. Era gol. Ca și acum de altfel. Ok, se apropie de destinație, sport, fishing, boating, chestii de aia de... de tărâși, de whatever. Poți să pui ouță la nisip, la soare să se prăjească. Dacă nu ai electricitate acasă și nu ai ce mânca altceva, poți să prăjești ouță pe nisip acolo. Deci trebuie acum să-i omor pe ambii cu sniperul. Facem poc și facem poc. Mission pass! Aleluia! Ameno și tot ce vrei! Gata, tătis, doar merg să mai salvez jocul și mi-a ajuns pe azi. Adică am dat fel de câteva ori la misiunea asta și e mai nasol pentru că a durat. Trebuia iarăși să urmăresc trenul din nou și chestii de genul, dar da, până aici a fost. Mi-a rămas misiunea aia de la Uzi în care trebuie să învăț să not supapă. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă știți care e secretul. Dacă o să deprind acest skill pe parcurs, gen de a nota supapă la o anumită misiune sau altceva, că nu prea înțeleg sau trebuie eu să fac o schemă și nu mă prinde capul că sunt prostan. Scrieți-mi acolo în comentarii și help me please. Sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare cu noi episoade și live-uri foarte mișto. Bye bye. I live inside my own world of make